Doamna Elena Udrea o să-și scrie memoriile. Da, are prea multe în cap și dacă nu mai scoate din ele, îi se înfundă instalația. Doamna Udrea, la cât ați vorbit la televizor, chiar și din arestul la domiciliu, nu cred că e ceva ce nu ne-ați spus sau că e posibil să se piardă experiențele prin care ați trecut. Nu. Mai ales că nu cred că scrieți în vreun stil de ăsta să ne dați pe spate. Chiar dacă îi dați maestrului Cristoiu să stilizeze, tot aia e, să știți. Că le scrieți, că le desenați, că le puneți pe muzică, memoriile dumneavoastră cred că au fost deja spuse la televizor. Mai mult, o bună parte din ele le-am trăit pe spinarea noastră. Și acolo puteam să mă machiez, să-mi aleg o roche dacă vreau să mă îmbrac în roche. Problema era că era dificil, nu din acest punct de vedere, ci din cauza imposibilității de a te mișca, de a comunica. Despre asta e vorba, doamnă. Cine ar vrea să citească o carte cu o tipă blondă ajunsă la pârnaie și care nu se poate îmbrăca în roche pentru că, auzi minte, n-ar avea pe unde să se plimbe, n-ar avea loc. Doamna Udrea, mai bine încercați un scenariu de film, deși a cam trecut epoca producțiilor cu tipe prostuțe care intră în tot felul de încurcături amuzante. Nu e vorba de Elena Udrea, nu este vorba de un om politic. Este vorba de oricine care poate ajunge acolo și care trăiește o dramă. Statul român astăzi nu poate asigura condiții decente de arest preventiv. Condițiile sunt inumane, de aceea și atât de multe condamnări la CEDO. Dar de ce nu vă faceți, doamnă, uite, o firmă de antrenat politicienii să intre la pușcărie? Da! Să știe cum să se comporte, la ce să se aștepte, pe bune, e cerere ca la nebuni. Și dacă e nevoie, peste vreun an așa, mai intrați și dumneavoastră odată ca să vă împrospătați cunoștințele, să aduceți materia la zi, nu?